Astăzi, prima ploaie de toamnă a readus în atenția noastră spuma de pe străzi. În iunie, profesorul Silviu Gurlui dădea lămuriri clare. Spuma care apare în urma căderii unor precipitații se datorează poluării din oraș. Măsurătorile de laborator scoteau în evidență la începutul verii că această spumă este un efect al poluării. Specialiștii susțin că nu neapărat spuma este o problemă, ci mai ales efectele ce le poate produce această spumă sau acești compuși din apa pluvială spre vegetație, spre legume și spre tot ceea ce noi consumăm. Aceste fenomene s-au revăzut de asemenea în Ploiești, București, Brașov, acolo unde sunt zonele cele mai poluate din țară.